În weekendul trecut, Energia Rovinare a făcut o adevărată trilogie basketbalistică. La Târgu Jiu a ajuns echipa Farul Constanța, una dintre cele mai accesibile formații din campionat, pentru a disputa etapa din Liga Națională și dubla din Cupa României. Așa cum era de așteptat, sâmbătă, meciul din campionat a fost câștigat la pas de elevii lui Nini cu 98-62. După succesul din campionat duminică, Energia Rovinare avea să întâlnească din nou Farul Constanța, de această dată în sferturile Cupei României. Și de această dată elevii lui Nini au avut destul de multă energie încât să învingă formația de la malul Mării. Scor final 110-69. O altă zi, un nou meci, același adversar. În această dimineață, Energia Rovinare a jucat dubla care a decis calificarea echipei gorjene în Final Four. Elevii lui Nini s-au impus cu 118-49. Antrenorul Florin Nini spune că nu se mulțumește cu puțin. O performanță, trebuie să o tratăm ca atare, nu vreau să ne mulțumim cu puțin, chiar dacă acum am avut un adversar accesibil. Sorții ne-au scos un adversar foarte puternic, respectiv deținătoarea cupei în primul tur. Acolo a fost lupta mare. Mă bucur că am reușit, deși timpul a fost scurt de pregătire, mă bucur că am reușit acolo să obțin o victorie importantă și de această dată am avut și noi șansă, am avut și noi noroc să avem un adversar accesibil. Pentru Energia urmează deplasarea la Oradea. Nini vrea ca echipa să aibă pretenții la un loc bun în play-off, nu doar prin declarații, ci și prin fapte. Dacă reușim o victorie la Oradea, este foarte greu, cu toții știm acest lucru, dar nu e imposibil. Și tot ce nu este imposibil, trebuie luptat până la capăt și trebuie crezut. Ducem acolo pentru totul sau nimic, nu avem ce pierde, o victorie ne-ar arunca deja în primele trei locuri, lucru care teoretic ne-ar scuti oarecum de eforturi mai mari în retur. Dar și dacă nu reușim o victorie, important este să dăm aceeași dovadă de caracter și să arătăm ca o echipă, așa cum am făcut și în fața echipei Asesoft în deplasare, și să arătăm că suntem o echipă cu reale pretenții la play-off, nu doar din declarații, ci în primul rând prin jocul prestat. În acest moment, Energia a urcat pe locul 4 în campionat, acumulând 20 de puncte, cu 2 puncte mai puțin față de liderul CSU Asesoft Ploiești.